Voi nu aveți voie în vacanța de vară, serios, pe viața la școală? Doamna, n-aveți voie să ne țineți pe veci aici, trebuie să ne lăsați în vacanța de vară, zi tu, Ioana. Nu e corect, alții au vacanță, așa este. Așa pățiți dacă nu învățați, doamna, eu am învățat, puteți să mă scoateți la tablă și vă pot dovedi că eu chiar am învățat non-stop în fiecare zi și Ioana. Dar eu învăț, da, Ioana chiar învață, haideți, doamna. Da, dar ai luat 8 la test. Păi, 8 e o notă bună. 10 sau fără vacanță. Aoleu, Ioana, ce ne facem? Zi tu, David, ai vreo idee? Nu știu. Aoleu, da, nu știu. Da, deci cum facem noi să luăm 10? Doamna, mai sunt doar 2 zile. Nu puteți să ne mai țineți. Nu vă mai întoarceți. Gata, nu mă mai întorc, doamna. Puteți să mă scoateți la tablă și vă dovedesc că sunt un geniu al clasei. Ioana, dacă mă scoate la tablă, vă asem, da? Haideți, doamna, David, stai frumos în scaun, se prostește și el. Haideți, doamna, ascultați-mă, iau zice și începem vacanța de vară. Ce părere aveți? Sună corect? Da, ok, doamna, să treci în față. Aoleu, ok, doamna, ok. Întrebați-mă orice și o să mă descurc. Ioana, facem, da? Bun, hai să începem, doamna, care este prima întrebare? Mersi, Ioana, mersi de baftă. Haideți, doamna, ce întrebare puteți să-mi puneți? Cât face 13 ori 2? Cât face 13 ori 2? Păi, nu, stați că mă gândesc, e simplă, mai repede, e simplă, doamna, e simplă. 26 face. E corect? Bun? Este, mă, este. Cât face 3 plus 2 ori 2? 10 face, doamna, face 10. Am zis bine? Uleu. What? Nu e bine? Nu? Doamna, nu mai dați-mi de vă rog, că m-am încurcat puțin. Treci în bancă. Uleu, ce notă am primit, doamna? Fără vacanță? Hai, cine e la rând? Doamne, Ioana, baftă. Ia măcar tu 10. Baftă, Ioana, baftă. Uleu, ce prof avem. Numai noi avem ghinionul ăsta să nu avem vacanță. Ea oricum e deșteaptă și știe față de mine. Deci cred că poate să ne salveze să avem vacanță de vară. Cât face 12 plus 5 ori 1? Aoleu, ce întrebare grea a dat! Ioana, baftă! 17? Ia vedem, e corect? Bun, poți să pleci în vacanță. Nu e corect, nu e corect. Pa? Doamna, am o întrebare. Ea de ce a putut să plece după un singur răspuns corect? David, poți și tu să pleci liniște? Pa, ha. Păi de ce pleacă și eu trebuie să stau în clasă? Ce sunt eu, măgar? Nu mai suport la școală. Gata, mă, trebuie să pară, nu, doamna. Alo, ce faci? Doamna, dar n-aveți voie, nu ai voie să dormi? Păi nu aveți voie să ții atâtea ore. Au trecut 10 ore de când sunt în școală. Ți-ai zis să repeți sau nu mai pleci acasă? Doamna, toată lumea e în vacanța de vară. Eu ce fac aici? Bună, cine este, domnișoara? Bună ziua. Bă, cine vine lui la școală? E vedetă? De la FBI. Bună ziua. Doamna, care-i problema? Ce s-au făcut? Am primit o plângere aici. Da, doamna profesoară, e nebună. Nu ne dă vacanță de vară. Așa, de la cine? Da, nu ne dă vacanță de vară. Nu ne dă. Nu-i spuneți de la cine, că o să caute pe acel copil. Da, de la elevi. Nu e vina mea că nu învață. Doamna, trebuie să ne dați vacanță de vară. Orice ar fi, nu puteți să ne țineți așa. Mamă, în sfârșit, de când aștept? Ok, da, doamna de la FBI, vă spun eu tot ce s-a întâmplat. Doamna ne bate, doamna ne ceartă, doamna face urât. Vacanță merită doar dacă iau 10. Vedeți, doamna de la FBI, ci că numai 10. What? Cum să ia lumea numai 10? Și ce este dumneavoastră să țineți aici? Așa este, vă rog, ajutați-ne. Sunt profesoară aici. Doamna, înțelegeți că n-aveți voie să ne țineți în vacanța de vară la școală și că nu trebuie să luați doar 10. Apropo, doamna de la poliție, vreau să vă zic ceva. Dacă vă uitați în spatele catedrei, este colegul nostru Andrei, care nu a învățat. Vedeți ce face doamna profesoară? Ia uitați-vă. Uitați-vă în spatele catedrei ce e acolo. Ăla e colegul meu, e colegul meu și n-a învățat. N-a învățat și aia a făcut doamna. Oh my god, mâinile sus. Bă, a scos pistolul. Doamna, la revedere pentru tot ce ne-ați făcut, asta meritați. La închisoare, doamna.
Haideți cu mine, mamă! Mulțumesc mult, doamna de la FBI, mi-ați salvat viața! Pa, profa strictă! La revedere! Adios! Mamă! Aoleu, dar săracul Andrei, n-a învățat și l-a făcut zop, doamna! Doamne, eu uite că am luat-o, let's go! Mamă, ce tare fata aceea de la FBI! Oh, bună, ce faci? Mulțumesc mult de tot că m-ai salvat de doamna profesoară, bună. Cine a dat? Cine a raportat? Chiar sunt curios pentru că am rămas singur. Ești bine? Eu sunt bine, da, dar cine a raportat incidentul? Eu chiar sunt panicat că am stat 10 ore doar astăzi la școală și ne ținea zilnic foarte mult la școală. Și sincer, nu contează asta. Păi puteți să spuneți mie că poate colega mea Ioana sau David, că am niște colegi. Nu, nu, nu colegii mei. O să mă supăr pe atunci. Credeam că ei m-au ajutat. Ok, atunci cum pot să mă răsplătesc față de tine? Chiar mi-ai salvat viața, adică vreau să-ți mulțumesc. Vrei să mă răsplătești? Păi da, adică ai face orice când mi-ai salvat vacanța de vară. Și pot să încep, uite. Nu știu de tine, dar eu te aștept la mine să ne jucăm un joc tare pe noul meu televizor. Ce părere ai, îți plac jocurile? Păi uite, am putea să mergem la un suc, ești drăguț? Sau la tine, da. Cred că este o idee bună și la sumă, mă gândesc, dar nu știu ce să zic. Adică am emoții, sincer, n-am mai fost niciodată cu o fată la suc. Și eu am emoții, dar e ok. Tu n-ai cum, că tu ești foarte cool. Ești de la FBI, ai pistol, ai cătuși. Și eu sunt un simplu elev și nu știu, mă simt cam speriat, sincer. Nu e problemă, ne descurcăm? Ok, haide după mine, în sfârșit ești din școală. Ok, stai să-mi iau ghiozdanul din dulap și putem să mergem. Că mi-am lăsat ghiozdanul în dulăpior, mă duc acum să-l iau și mergem direct. Ha, gata, mi-am luat ghiozdanelul, suntem gata să mergem, gata. Sper că n-a durat prea mult, dar nu știam să mai deschid dulapul, că am stat 10 ore, mă doare capul. Ha, sunt curios cum e afară, sincer, că am stat aici ore întregi. Nu, e cumva întuneric. Da, e ora 8? Doamne, eu vin la școală la 7 dimineața, adică ținu mai mult de 10 ore, nici nu mi-am dat seama. Aoleu, hai să mergem, mersi mult de tot că vrei să stai cu mine, să ne jucăm, să facem orice, că m-am săturat de școală, am stat ore întregi și profa aceea nebună m-a luat de urechi, mă bătea cu un băț și ce mai îmi făcea? Mă certa, mă dădea cu capul de tablă, îmi trăgea scaunul de sub fund ca să cape jos și râdeau toți colegii. Da, nu știu, dar auto profesoară tare ciudată. Am rezolvat situația cu ea, mersi mult de tot, doamna. Ok, hai să mergem atunci și... Mamă, afară e dezastru! Omul e întuneric! Și sincer mi-e cam foame, n-am mâncat nimic. Uite, aici locuiesc eu după pod, la casa aceea galbenă. Acolo este casa mea, prietenii mei locuiesc în casa roz. Și la casa asta roșie a fost o fată nebună. Nu știu dacă ai auzit cazul cu fata nebună cu cuțit. Dar aici locuia fata nebună, deci nu ne apropiem de casa roșie. Și chiar cei de la poliția locală au venit să o aresteze. Dar nu știu cum a ajuns FBI-ul chiar aici, nu știu ce să zic, chiar la școală. Hai să-ți arăt casa mea, ești pregătită? Ok, ok, fii atentă. Vreau să știu care este jocul tău preferat pe calculator și pe consolă. Ce-ți place ție să te joci? Minecraft pe amândouă? Nu crezi și mie. Deci am o lume de Minecraft. O să rămâi șocat. Ok, haide după mine să-ți arăt că am chiar aici. Haide după tine, după tine, desigur. Nu, 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 nu. Unde ai fost? Și ce ai zis așa târziu acasă? Tata, ea este doamna de la FBI. Doamna de la FBI, el este... Tata, tata bossu, bună ziua. E seara afară, tată. De ce e poliția aici? Bună seara, nu e poliție, de la FBI. Nu știi tu, de la FBI vă deranjez? Îmi pare rău, tată, nu știa că ești acasă. Cred că ești tu la muncă. Ce s-a întâmplat, ce-am mai făcut? De la FBI vă deranjez? Da, spuneți-i, da, de la FBI, spuneți-i ce se întâmplă, că dacă îi spun eu mă bate și nici nu mă crede. Da, tată, fii atent că aici și doar de la FBI. Da, să nu mai zici că sunt nebun. Ce-a mai stricat? Dar mereu dai vina numai pe mine. Pe cine a lovit? Numai pe mine dai vina și nu am nicio vină niciodată. Niciodată nu e vina mea și tu tot dai vina pe mine. Orice ar fi, deci nu înțeleg. V-a salvat fiul de la profa nebună. Uite, tată, vezi? Adică profa nebună. Cum adică? Că ți-am spus de zile întregi că e nebună. Îi ținea captivi. Deci fii atent, tată. Îl mai știi pe colegul meu Andrei, care a întrebat de ce nu mai era la școală? E mort în spatele catedrei. Da. Era nebună, așa este, l-am găsit acolo leșinat și cred că a fost bătut de profa mea, nu știu ce să zic, de matematică. Voi glumiți? Păi pare fake, uite-te la ea, ia arată-i, arată-i ce ai tu acolo. Arată-i, ia uite, pistolul. N-am, tată, ce glumă să fie aia cu pistol.
e de la poliție, mai mare decât poliția, e de la FBI și a venit în orașul nostru doar ca să salveze pe mine. Dar sunt curios cine a raportat incidentul, pentru că cineva a raportat incidentul și m-a salvat. Vreau să-i mulțumesc, dar nu știu cum. Păi și Ioana, unde e iubita ta? Tată, iubită? Aoleo! Nu, așa glumește tata, eu n-am iubită, n-am avut niciodată o iubită. Tata glumește cu iubitele lui. Nu l-a ascultat. Tată, nu mai zi, mă, dă-i oară că iubita mea, ți-a mai tot zis. E o prietenă și o colegă, nu mai zice că iubita mea. Da, așa glumește el, când vede o fată, zice, da, că am iubită, că nu știu ce, ca să mă facă de râs. Că așa face tata, că e cel mai strict tată din toată lumea. Păi și David, David a plecat cu Ioana acasă, le-a dat drumul să plece, că au la 10, nu știu, și pe mine m-a ținut mai mult. Parcă amândoi erau cu tine în clasă. Da, dar i-a lăsat să plece, să începe vacanța de, să înceapă vacanța de vară și pe mine nu. Deci ei sunt deștepți, nu ca tine. Da, hai să plecăm, că tata mă supără, haide, după mine, doamna de la FBI. Tată, o să revin eu, nu știu, mai la mișto și chiar mă simt prost, mai ales cu fata în față. Dacă eram doar noi doi, mai înțelegeam. Unde pleci? Că e ora 9. Se arată în grădină ce plante ai pus tu, ce floricele, hai, pa! Fugi, 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 că aoleo, fără Minecraft? Păi nu vezi că ai nebunul acasă? Hai să mergem, aoleo, uite-l! Sau nu mai văd la calculator? Da, nu știu ce să mai zic despre tata, face numai de-astea mereu. Ha, am uitat să te întreb, eu știu cum te cheamă, Sici, n-am făcut cunoștință, dar hai să fugim acum. Că este grav și tot se întâmplă numai noaptea. Doamne, mereu trebuie să stau pe străzi noaptea. What? Asta a fost foarte ciudat, dar e ok. Da, scuze, dar ce pot să fac? Așa face tata. Adică mă face de râs mereu de fiecare dată. Și la școală, și la ședință. A fost tata la ședință și a zis că am făcut pe mine. Ești un simpatic? Mersi și tu, sincer, dar... Dar pe tine cum te cheamă? Că nu știu cum te cheamă, cum să-ți spun. Că doamna de la FBI e cam ciudat. Cătălina! O, bună Cătălina, bună! Eu sunt Chiusaiti, salutare! Și chiar vreau să-ți mulțumesc, dar n-am nici bani să mergem la suc, din păcate, și tata e acasă și nu lasă să zilișcăm nici pe calculator și nu știu. Am eu o idee? Ce idee? Putem să mergem la baza mea secretă? Păi și am eu voie să intru în baza secretă de FBI? Mamă, cât de tare ar fi! Deci chiar te las eu? Da, vreau să mergem! Logic! Chiar aș vrea să mergem și ar fi super mișto, dar... Sincer, am emoții, n-am fost niciodată într-o bază secretă de FBI. Hai să mergem. Vrei să mergem la benzinărie să luăm ceva de băut? Da, aș vrea să luăm o Fanta, vreau eu. Cred că ar fi chiar tare. Hai să mergem. Da, sincer, cred că ar merge și un Sprite cu Fanta, sau? Dar să știi că eu n-am niciun ban. Cum facem? N-am nici măcar... Ulu, ulu, vezi spate? Aici erați, o să vă omor? Fugi, 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 că a venit nebuna! În pușco, pușco, dă-i în picior un glonț! Aoleo! În pușco, pușco! Ulu, a venit profa, cum l-a găsit, bă? Nu era la pușcărie, pușco, pușco! Repede, 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 repede! Cătălina, vine repede că am găsit loc! Aoleo, săraca, se pușcă și n-am cum să o ajut! Ulu, ulu, vino ca, vino ca, vino ca! Aoleo, săraca! Pleacă de aici, profo! Pleacă de aici, pleacă! Pleacă! Aoleu! A leșinat! Ok, repede, 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 fugi, fugi, ce pumn ne-am dat! I-am spart fața! Fugi, că e leșinată! Vreau să trezește și ne taie! Te rog, mă lași pe mine cu pistolul, te rog, că vreau să mă răzbun! Nu cred! Așa de simplu a fost! Let's go, let's go! Mama, nu liberesc! Stai în spatele meu! Yes! Yes! Pentru tot ce ne-ai făcut! Mamă, ce bine ai tras! Da, am făcut-o praf pe profa și gata cu ea! S-a ales praful de aici, ce puternic ești! Deci a dat un pumn de a leșina complet! Ți-a plăcut? Hai să mergem repede la bază, că e grav! Foulul să se trezească, că ne face zob! Adică i-a dat o grămadă gloanțe, ce se mai trezească? Repede! Haide că am ajuns! Unde am ajuns? La hambarul lui tataie? Că nu-i nimic aici! Eu văd doar iarbă, copăcei și un munte! A, nu-mi spune că e în aer! A, minciună! Nu-i nicio bază! Serios! Sau tu stai în hambar? Nu, nu? Dar tu știi că nu-i nimic prin zonă! Ce-i aia? Ai item secret? Hopa! Ia să vedem! Ia ăștia și mi-i pup pe ochi direct? Ce se întâmplă? Da? Ok, oh! Ia... What? Am văzut în spate! S-a colorat un bloc! Păi și ce ar trebui să însemne asta mai exact? Aici este baza secretă a poliției și al FBI-ului? Mamă, plata și copac în față ca să crească sau ce? Mamă, pot să intru? Ai grijă în spate? Ce în spate? Bă! Bă! Intră, 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 intră! Oh my god, oare poate să intre?
Oh my god, mamă, cum s-a trezit, bă? No, no, ți-a dat la gloanțe, nu înțeleg, cum s-a trezit? Mamă, dar suntem în baza securizată al FBI-ului. E full securizat aici, mamă, cât de tare. Bă, cine să ia? Cine sunt oamenii aia de acolo? Hopa! Bună ziua, FBI, salutare! Mă, profa, poate să intre? Are vreo cale să intre? Mamă, câtă mâncare aici, poate să spargă blocurile, nu? Mamă, deci, cum se intră pe ușă? Doar și cu ochelari pot sau de ce nu poate să intre? Da, așa funcționează, am înțeles, este full securizat. Mamă, cât de mișto e pe aici la voi! Doar cu ochelari, am înțeles, deci de-aia n-am putut să intrăm că avem ochelarii puși. Bă, cum arăt cu ochelarii? Poți să te uiți pe camere să încerci să o vezi pe afară. Ok, hai să vedem. Ia uitați-o pe profa. Nu știu unde am dispărut, că am intrat în pereți și am nu pot să intre. What? Sparge tot, săraca. Haide, profa, vino să mă ascult. Sau ce faci tu? Doamne, fiți atenți la profa. De peste... Bă, a văzut camera, a aruncat cu șurichenul. Săraca, cred că știe că mă uit la ea și râdea. Ia uită, hopa. Și că m-a văzut, mi-a văzut camera. Neața, a văzut camera. Ce face? Bă, vrea să distrugă camera, nu. N-ai cum, babu, n-ai cum. Ha, mă dă pe profă. Chiar săraca, n-are nicio șansă. Dă cu sabia peste tot să ne caute și nu poate să facă nimic. Auzi, am o idee. Cum ar fi să-mi dai o armă de asta, o pedă pe pereți și să mă duc să mă ocup eu de ea? Ce părere ai? Ești liber să iei ce vrei tu? Serios, chiar mă las eu tot ce vreau eu? Ești cea mai scumpă fată pe care o cunosc. N-am văzut o fată mai tare în viața mea. Da, dragule? Deci nu cred, ok. Sabie de foc, rocket launcher. Asta este ca un fel de sniper, minigun. Cred că o fac praf cu rocket launcher și cu sabie de foc. Mamă, mersi mult de tot. Ok, ridică-mă că mă duc eu să mă ocup. Ești pregătită? Hai că mă duc acum, ridică-mă. Oh! Uită pe profa. Oh my god, să vedeți ce rachetă îi dau. Ok, fiți atenți, full surpriză. Oh my god, oh my god. Profa, când face 2 plus 2 ori 3? Pau! Poți să vii afară că nu mai este. A explodat. Oh my god, am făcut tot zon pe profa. Ia de aici, profa. Oh my god. Dar pentru o secundă s-a văzut diferit. Se înseamnă posibil că este o clonă și că nu este real? Ați văzut? Deci s-a văzut o secundă total diferit. Vino că a scăpat de profă, ia uite. Ha, ce tare a fost să te cunoști și baza aceasta. Deci câte ore a stat împreună? Chiar pot să zic că în sfârșit o să recunosc. Cred că îmi place de tine, sincer. Ești prea tare, adică ești, ai o viață de FBI secretă. Ai arme super OP. Ești super, super tare. Și mie îmi place de tine? Zi serios că nu cred. Chiar și ție? Mult! Oh my god, ok. Înainte să mă duc acasă, că e târziu deja, trebuie să fac ceva, că am fost crezut tot acest timp să fac ceva. Și să mă duc și acasă. Ești un drăguț, mersi. Nu, tu ești. Deci fii atentă. M-am tot abținut să fac ceva. Ce se întâmplă oare dacă mă duc și apăs pe butonul ăsta roșu? Poți să-l apăs? Ce se poate întâmpla? Bă! Ăsta e butonul de alertă, scuze, scuze. Gata, am oprit. Ce se întâmplă? Pleacă bomba. Văleleu, cum era să plece bomba? Să decoleze, să cadă în oraș. Hai, n-are considerat, nu? Nu spune că am nimerit-o și chiar trimit o bombă nucleară în orașul nostru, zică minți. Au, nu mă mai lovi. Ok, drăguța mea, ne mai auzim noi. Mai vii prin oraș sau pleci de tot? Să rămâi în baza ta securizată. Vreau mâine să te văd că treci măcar prin fața casei mele, cea galbenă, vii? Nu știu, hai te rog, o să fie dor de tine și știi că nu poți să rezisti după. Și vreau să mergem împreună după să inspectăm orașul, să vezi dacă găsim vreun criminal. Nu cred că o să pot. Ok, atunci, pui mine poate. Ok, mă duc acasă că e grav. Mi-a plăcut, plăcere să te cunoști și am să iau porția asta de carton prăjit cu burger acasă. Pa! Oh my god, să-i dăm! O să fie dor și mie, pa, pa. Cer să... am reușit, ok. A scăpat de profă, a scăpat de profă. Cel mai bucuros sunt. Am ajuns acasă, dar tata o să mă ia la palme și la pum. Cred sincer că e foarte târziu. A trecut toată noaptea afară, este zi și este grav. Cred că o să zic că am venit cu burger și cu cartofi. O să se bucure după, sper că da.
Ok, la 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 la. Oh, ulu, stai, de fapt sunt fac gălăgie. Că dacă află că am venit la... Poate să creadă că am venit mai devreme și m-am culcat și nu m-a văzut că doarme. Ok, să urcăm, vedem. Totul par ok. La televizor nu stă bossul. Hai să vedem dacă e la etaj și dorme în pat. Tată, oh my god. De la ora 9 cu o fată, cică de la FBI. Ce, mă, cum e profa strict aici? Aici nu este? What? Cum a reușit profa că am împușcat-o eu în cap? V-a spus că era o clonă și a schimbat înfățișarea pentru o secundă când a căzut pe jos. Era o clonă, nu e real. Profa strict reală, era cu tata aici. Mă caută tata, nu mă da de gol. Deci nu știți unde este, nu mă da de gol, tata. Oh my god, oh my god, oh my god, să nu mă vadă. Habar n-am. Oleo, ce o să mă fac oare? Cred că o idee bună ar fi să mă ascund până când ei pleacă. Cred că și mai bine mă ascund după televizor. Uite, cred că aici. Ok, să vedem, așa să plece. Că altă șansă n-am, mă pupă burtică. Oleo, coborât. Ulu, ce-a zis? Eu zic să coborăm jos că imediat trebuie să plec și eu. Da, aici nu este. Ulu, tată, nu mă da de gol. Trebuie să nu mă vadă profa. Uitați-o și voi pe nebună, care omoră pe oricine, dar ca să ne țină la școală la teme. Să îl trimiteți la școală când îl vedeți, vă rog. Da, da. Mă, tata, te fraierește că-i vară și școală. Am nevoie de el. Ok, a plecat. Păleleu, ce caută, mă, fata asta aici? La revedere. Du-te, nebună, du-te. M-ai văzut, tata, tot acest timp? Ce ai făcut? Unde ai fost? Eram aici în bucătărie și după am tot la televizor. Era prin zonă. Era să anunț poliția? Păi n-aveai de ce, că eram cu o fată polițistă oarecum. E de la FBI, dar tot poliție este oarecum. Să vezi tu pedeapsă? Dar nu meri pedeapsă, că n-am făcut nimic. Fără calculator, o lună? Nu, spune că glumești. Te duci la ora 11 acasă? Păi să vezi, profa cu care ai vorbit tu e nebună și omoară oameni, părinți și copii de la... E la ușă. E la ușă, profa. Oh my god, tata, fugi! Ce nebună, fugi, tata! Fugi că te taie pe mâini! Fugi! Fugi! Fugi, tata! Fuga! Pleacă, lasă-mi pe tata în pace! Tata, fugi, că-ți dă cu sabia pe mână și te taie! Face semn! Fugi, care catara ascuțită! Oh my god, să ne ascundem! Fugi, tata, că opresc eu! Pleacă, dai de nebună! Oh my god, a oprit-o! Îmbarcă, da, bună idee, îmbarcă, toată lumea îmbarcă. Oh my god, vine nebuna. Tata, ține-mă. Ajutor, că vine rechinul. Oh my god, oh my god, cred că am scăpat, tata. Ai văzut că e real cât de nebună e? Vrea să ne taie cu katana. Rechin, da, e profa rechin. Oh, lui vine, ok, fii atent, am un plan. Prefăte că plecăm cu barca și nu o vedem. Și când vine mă anunț, da, mamă, ce fum e. Când vine mă anunț ca să-mi pușc în cam, am două gloanțe. La, 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 am scăpat. Vine, unde? Ah, profa. Tata, date! Date, tata! Mori! Mori! Oh my god! A murit! Tata, am reușit și cred că a fost reală că nu și-a schimbat înfățișarea. A murit? Am o idee. Tata, am luat-o în brațe pe profa. Ce facem cu ea? Eu zic să-i dăm foc. Bă, cum să-i dăm foc? Aici pe barcă zici tu cu o idee bună? Aoleu, spune-mi, te rog, că ai flinte în stil, tata, în buzunar sau la rechin. Scoate flinte în stilul și dăm foc la barcă. Ești pregătit, tată? Oh my god, scăpat, mi-a dat de profa nebună. Dă foc! Ba, nu stai! Stai că trebuie să o pun bine și... Am pus-o! Dai foc! Dai foc! Arzi! Arzi, profa nebună! Îi dau și-o cu sabia de foc să dau foc. Ba, eu stai focul! Grigă, tată, că arzi! Doamne, hai acasă că o să ardă în barcă. Easy! Mamă, cum arde! Bravo, tată, bravo! Gata, ajunge, nu mai da foc, că e prea mult, cred. Mamă, felicitări! Ai văzut acum, mă, crezi? Asta era profa mea tot anul, eu tot încercam să-ți spun. Ce nebună, ta, e dusă cu capul, sincer. Ha, ce mă bucur! Hai să vedem, tată, dacă a dispărut corpul. Ia să vedem. Oh my god, sper că a reușit planul nostru. Mai este? Am scăpat! Oh my god, și chiar îmi plăcea ba... What? Fata, ce cauți aici? Ai ieșit din pata secretă? Tata, ești bine? Eu sunt bine, dar tu ce cauți aici? Tata, uite-o, ea este cea care m-a salvat. Fata de la FBI. Și să-ți fac cunoștință, o cheamă Cătălina, de fapt, mi-a spus mie. Uite-o, fata de la FBI. Uite să-i dai. Pă, păi s-a udat complet, am crezut că ai nevoie de ajutor. Mă, cumva o avea camere în tot orașul, what? Da, e ok, ai văzut și tu cum am dat foc, profe, am scăpat de ea, era nebună rău de tot.
Chiar era, da, era nebun rău de tot profa și ne-a făcut așa tot anul, ne bătea. Eu plec că trebuie să ajung la muncă. Patată, baftă. Cătălina, am un mic cadou pentru tine. Nu știu cum să zic, dar ți-a pregătit o floricică, uite. Ce părere ai? Floricică! Floricică albă, îți place? Yay, floricică!